puțin, o pășesc. Am pierdut? Oh, de ce? Mereu pățesc asta? Nu mai pot de nerv. Ce joc idiot, îl urăsc. Ia de aici. Nu faci asta. Lasă-mă să-l distrug. Stai cam prost cu nervii. Am o idee. Nu mă poți bate, Tina. Ba da. Iarăși? Nu, vreau să sparg ceva. Nu și de data asta. E făcut din carton. Ce idee bună, tati, hai să mai jucăm un joc. Ok, Tina, scrie ce urmează în continuare. Nu sunt foarte sigură că știu, dar o să încerc. Ce urmează după 4? Știu! Gata! Cum e? Ce n-ai? Nu, nu, nu! Nu e corect! Nu-mi vine să cred! Așa se face cifra 4? Vezi? E foarte simplu. Am repetat de atâtea ori. Du-te înapoi în banca ta. Cine poate scrie corect pe tablă? Am avut o zi îngrozitoare. Nu mă mai duc niciodată la școală. Ce ai pățit, scumpo? Am scris cifrele invers. N-am știut să le scriu corect. Nu e bine, dar cred că te pot ajuta. O să te învăț arta antica scrierii. Eu am învățat-o de la cei mai buni maestri, ca bunica ta. Va fi greu, dar vei obține rezultate vizibile. Ce se întâmplă? Vom începe. Golește-ți mintea. Ești una cu markerul și cifrele. Simte-le, imaginează-ți-le. Fii una cu ele. Ai devenit una cu cifrele și invers. Acum pot să le scriu corect. Arată-mi! Markerul a devenit o extensie a mâinii tale. Wow, am reușit! Nu vine să cred, a fost extraordinar. Vreau să mai încerc o dată. Ia să vedem. Ce ușor e! Mi-am îndeplinit scopul. Stai! Impresionant, nu-i așa? Nu, arată îngrozitor, Tina. Dar, nu știu de ce le fac așa. E mai greu decât credeam. Dar nu mă las pe gubaș. O să fac un șablon cu cifrele din bucata asta de carton. Apoi am nevoie de puțin lipici. O să pun puțin lipici pe mărgica asta. Apoi o să o lipesc deasupra cifrei 1. O să repet procesul cu mărgele de diverse culori. O să le lipesc de jur împrejurul cifrelor. Până arată așa. Asta e soluția, Tina. Wow, ce interesant arată! Dă-te la o parte, tati! Trebuie să trasez forma cifrelor. Mi-e mult mai ușor așa. Acum n-am cum să greșesc. Gata, am terminat! Ai învățat să scrii corect cifrele. Ești pregătită de școală. Nu m-aș fi putut descurca fără tine, tati. Pa! Te simți norocoasă, Tina? Cred că o să vă surprind. Am mai auzit asta și altă dată. Nu se uită la mine. O să folosesc șablonul cu numere și o să-i dovedesc că știu cifrele. Le-am scris. Serios? De asta am fire albe. Stai jos. Ce-a fost asta? Au! Ce se întâmplă? Credeam că de data asta reușesc. Am nevoie de altă gumă de mestecat. Ce gumată e! Ce nervant e! Tina, de ce e gumă de mestecat peste tot? M-am prins. Încerci să faci baloane de gumă. Hai să-ți arăt cum se face. Ok, poftim. Amestecat-o în locul tău. Glumesc! Ia o gumă nouă. E foarte ușor. Mestecă bine guma, apoi fă un balon. Wow, ce interesant e! Ups, am fost prea ambițios. O să mai încerc o dată. Fii atentă. Crezi că poți să faci la fel? O să încerc. Trebuie să te culci, Tina. Somn ușor. Ce comod stau. Ce întuneric e! Dacă am un monstru în cameră! Tina, o să te prind! Vreau o prietenă nouă! Cine e? Am o lanternă și nu mi-e frică să o folosesc! Vorbesc serios! Știu karate! Nu e nimeni! Cred că mi s-a părut! Ok, o să încerc să adorm! A părut super real! A fost și nu s-a terminat. Sunt cel mai mare coșmar al tău. Cine a spus asta? M-am săturat. Tata! Ești bine? Ce-ai pățit? Am monștri în cameră. Sunt peste tot. Monștri? Ia să vedem. Nu văd nimic dubios. Totul pare în regulă. Dar o să-ți las lumina aprinsă. Fiu, mersi, tati. Culcă-te la loc, scumpo. Noapte bună, tati, ești cel mai tare. Nu reușesc să adorm.
Lumina asta e prea intensă! Există o singură soluție! Daddy! Ce mai e? Lumina mă ține trează! Da, e o problemă! Cred că am o idee! Mai întâi am nevoie de o bucată de carton și de niște lipici. O să pun lipici peste una dintre laturile cartonului. Fix așa! Apoi o să-l pliez. Vreau să obțin o cutie. O să apăs marginile bine ca să se lipească. Apoi o să decupez o bucățică de carton cu un cutter. Fac o steluță. O să fac asta de jur împrejur. Apoi o să acopăr cutia cu hârtie albastră. O să decupez steluțe și din hârtie. O să pun cutia peste un bec pentru a crea o lampă de veche. Asta o să te ajute să adormi. Acum poți închide ochii. Mersi, tati! Ne vedem dimineață! Noapte bună! Noapte bună! Stai puțin! Șt! Nu trebuie să știe că sunt aici! Am înțeles, amice! Ok, ciudat! Ha? Unde a dispărut clovnul ăla? Se vede că sunt mort de oboseală! Pasează mingea, scumpa mea! Bravo! Uite ce mișcări am! Șut și gol! Nu! Ce ai făcut? Ups! Pușculița mamei! Crezi că o să observe? Cred că da! Trebuie să o reparăm ca să nu se supere! Adun eu banii! Pe ăștia o să-i păstrez! Stai puțin! Știu ce putem face! Am făcut o gaură în paharul ăsta de hârtie! Și eu am banii la îndemână! O să-i bag în pahar! Ce distractiv a fost! Și acum? Nu e bine! Am înțeles care e problema! Da, nu e bine, tati! Cred că asta e ce trebuie! Ce zici? Putem băga banii aici și vor sta în siguranță! Hoții vor crede că e o cutie cu pizza! Voilà! Nu e o idee rea, dar nu cred că o să fie pe placul mamei! Trebuie să găsim altă soluție! Știu! Am tăiat câteva cerculețe din cutia de pizza! Acum o să le suprapun și o să le găuresc cu o frigăruie de lemn! O să le folosesc pentru a crea o bandă rulantă! O să le pun pe ambele părți ale acestei cutiuțe și o să le fixez cu ajutorul acestor două bucăți de carton! O să aliniez alte bucăți de frigărui de lemn pe o bucată de scotch de hârtie! O să le așez la distanțe egale! Fix așa! O să înfășor scotchul de hârtie în jurul cerculețelor de carton! Apoi o să trec la pasul următor! Am lipit trei bucăți de carton și am făcut o gaură într-una dintre laturi! O să împing banda rulantă prin gaură! Acum pot termina cutia! Wow, ce culoare intensă! Are și o față zâmbitoare! Banda poate fi folosită cu ajutorul unei roți laterale! Și acum e gata! Cum ți se pare? Wow, ai făcut o bancă? Hai să testăm! O să pun o monedă aici! Apoi o să învârt roata! Funcționează! Banii au intrat în bancă! Ce tare! Aș putea face asta non-stop! O să punem fix aici! Sigur o să-i placă mamei! Acum hai să terminăm meciul de fotbal! Știai că în tinerețe am fost jucător de fotbal? N-am uitat nicio schemă! Ups! Tati! Era cât pe ce! Ups! Fiu! Abia aștept să înceapă ora! Hei! Alea sunt creioanele mele! Oh nu! Le-a stropit! Nu vine să cred! Cum o să le mai mențin organizate pe birou? Oh, pe asta am călcat! Ups! O să-mi scot și eu markerele și instrumentele de scris. Cred că am suficientă pentru ziua de azi. Acum caietele, dosarele și biblio-rafturile. Aș putea încerca să le bag la loc? Vai de mine, ce patetică e! Aș putea să o ajut puțin. Hei, Annie, poftim, poți folosi astea la ore azi? Pentru mine? Serios? Wow, mulțumesc mult, Emma! Cu plăcere! Ce rechizită extraordinare! Am o idee genială! O să prind elasticele astea de cauciuc de coperta unui biblioraft și apoi o să-mi prind de ele toate rechizitele! Uite, pot băga câteva și pe interiorul copertei! Wow, ce mult în cap! Acum am toate rechizitele organizate în siguranță! Oh, bravo, Annie! Mersi, dar n-aș fi putut face asta fără ajutorul tău! Cred că e timpul să începem ora! Mulțumesc încă o dată, Emma! Mi s-a făcut foame de la atât am învățat! Din fericire, sunt pregătit!
Ce spune semnul ăsta? Dă-mi bomboanele alea! Oh, ce rău sunteți! Știu, de asta m-am făcut profesor! Ce mă fac acum? O să pun astea peste celelalte produse de contrabandă descoperite! O să le adaug pe listă! Am dit-o mai colecția! Salutare, tocilarilor! Da, eu sunt! Ce elegantă e! Hei, Jared, am ceva pentru tine! Super! E cumva un cățeluș? Îi ador! Ce? Nu! Uite-te acolo! Nu văd niciun cățeluș! Care-i faza? Oh, vai! Stai puțin! Nu o să înțeleg niciodată ce vor fetele! Oh, nu! Mi s-a desfăcut și retul! Ăsta e biroul meu! Sper că-l cureți după ce termini! Uite! O rezervă secretă de dulciuri! Wow! Vreau și eu! Genial! Cu plăcere! Mi-ar fi plăcut să primesc și un cățeluș, dar mersi, Molly! Zana mi-a luat toată tema! Poftim? E încăpat? Dar uite cât e ceasul! E 7:30! A dormit prea mult! Tina? Tina, scumpă, trebuie să te trezești! O să întârzi! Încă 5 minute! Bun, așa deci! Tina, dă-te jos din pat! Wow, mama știe să cânte rock! Of, de ce e atât de multă gălăgie? Ha? Cine e acolo? Bună dimineața, scumpo, e timpul să te trezești! Poftim? De ce? De ce? Scumpo, uită-te la ceas! E 7:30! Orarul e foarte clar! Trebuie să te trezești la 7! Ah, da, orarul și școala și alte chestii! Exact, toate chestiile alea! Acum, haide! Trebuie să te îmbraci! Ah, mamă, termină! Pot să mă îmbrac singură! Nu sunt bebeluș! Oh, ce frumoasă ești! Ca o mică prințesă! Îmi plac hainele astea! Mersi, mamă! Vai, părul ăla! Trebuie să facem ceva în legătură cu el chiar acum! Nu te mișca! Nu! Mamă, pleacă de aici cu perile alea rele și fioroase! Îmi rănesc capul! Trebuie să facem ceva cu părul tău! Stai puțin! Poate chiar pot să fac ceva ca să-ți îmblânzesc părul! Mi-a venit o idee! Mama se întoarce imediat! Ok, am formele astea pentru agrafe. E timpul să adaug niște bombonele. O să le umplu cu bombonelele și acum cu rășina. O să folosesc rășina epoxidică transparentă ca să se vadă bine culorile bombonelelor. Vreau să mă asigur că toate bomboanele sunt acoperite complet și că formele sunt umplute până sus cu rășină. Așa, sunt gata. Trebuie să pun clapele și să le las să se întărească. Pot fi scoase din forme. Au ieșit atât de drăguți. Scumpo, uite ce poți să-ți pui în păr. Agrafe cu bomboane. Sunt făcute din bombonelele mele? Wow, le ador! Sigur că da. Ține-le tu în timp ce-ți periezi părul ca să ți le pot prinde. Acum hai să folosim o agrafă. Una pe partea asta și apoi alta și pe partea cealaltă. Ura! Am bomboane în păr! Ce cool! Mersi, mamă! Normal! Și ești atât de frumușică! Oh, nu! Trebuie să te duc la școală! Haide, grăbește-te! Ok, e timpul să creez ceva artistic. Am nevoie de tot lutul meu. Da, ok, stai să încep cu ăsta. Și cu ăsta, și cu ăsta. Îmi plac toate culorile. Wow, asta e cea mai reușită sculptură pe care am făcut-o vreodată. E un unicorn perfect. O prințesă unicorn, de fapt. Ok, acum trebuie să fac niște detalii cu sculele mele. Scumpo, știu că lucrezi intens, dar ți-am adus o gustare. Un mini tort pentru tine, îl vrei? Delicios, mersi, mama. Stai, dar cum te mâncăm tort? Ah, știi tu, pentru că azi e o zi foarte specială, normal. Ziua mamei! Ziua mamei? Oh, nu! Am uitat! Nu i-am luat mamei un cadou! Trebuie să fac ceva! Poate e ceva aici? Of, am doar lut și hârtie și creioane colorate! Stai, poate reușesc să-i confecționez ceva! Mamele adoră chestiile astea! Bun, am făcut o feliuță de pepene roșu! E fructul ei preferat! Acum trebuie să o pictez cu niște rășină epoxidică pe deasupra ca să fie protejată! Așa nu o să se mai îndoaie lutul, ci o să stea ferm! Uite, am creat un lănțișor! Ce drăguț e! E timpul să-i dau mamei cadoul meu! Trebuie să recunosc, această zi a mamei e cam dezamăgitoare. Mamă, ghici cine e? Fica mea Tina. Ai dreptate, la mulți ani de ziua mamei ți-am confecționat cadoul ăsta. Oh, doamne, nu pot să cred că ai făcut tu lănțișorul ăsta. Ești atât de isteață. Îl ador, nu o să-l mai dau niciodată jos. Mersi mult, Tina, e cea mai frumoasă zi a mamei din lume. Mmm, ce miros proaspăt are castravetele ăsta. O să-l tai pentru salată. Hei, bună, tati! Tata! Tata! Ce e, Lizzie? M-am plictisit! Vrei să te joci cu mine și cu monstrul meu? Scumpa mea, acum fac o salată, nu mă pot juca cu tine. Tati, tati, hai să desenăm ceva împreună. Am hârtie. Lizzie, tai legumele astea pentru o salată, sunt ocupat. Tati, tati, uite, te-am desenat, vezi? Scumpa mea, e un desen foarte frumos, dar tati e foarte ocupat. Ce rău e, tati! O să-i pare foarte rău!
Tati e rău! Nea. Lasă-mă să termin salata asta, bine? Nu e bine deloc! Ți-am luat roșiile! Scumpo? Serios? Am nevoie de ele! Scumpo, oprește-te! Nu m-a prins! Sunt prea rapidă! Dă-mi-le înapoi! Scumpa mea, nu mă pot juca acum! Dar fii atentă! Dacă vrei să faci ceva, mănâncă o gustare sănătoasă! Da, bine! Dar nu vreau să mănânc și coaja! E prea tare! Nu-l pot descoji! Am nevoie de ajutor! Ah, un cuțit! Stai! Dacă e prea mic... Hei! Uite, un cuțit și mai mare! Nu, tot e prea mic! Oh, de ăsta am nevoie! Ce topor uriaș! Am nevoie de toporul ăla! Hai, vină încoace, toporule! Nu! Stai așa! Oprește-te! Fiu! Scumpa mea, nu ai nevoie de un topor? Exagerezi! Fii atentă! O să-ți arăt cum funcționează! O să mai iau un măr! Acum o să încep să rotesc mânerul și aparatul o să descojească mărul! O să învârtă mărul complet până când elimină toată coaja! Gata! Mmm, ce bine arată! Cred că o să iau o gură! Wow! Vreau și eu aparatul de descojit mere! Sigur! Poftim! Distracție plăcută! Curăță-ți mărul cum vrei! Super! O să învârte mâneri! Uite! Uite! Îmi descojește mărul! A dispărut toată coaja! Mersi mult, tati! Cu mare plăcere! Poți să-l mănânci pe tot dacă vrei! Vrei să guși din salata mea? Ok, nu-i bai! La ce te uiți? A început meciul! Ok! Eu aș cam vrea ceva de mâncare! E ceva bun pe aici? Bingo! Aș mânca oricând cereale! Acum nu mai am nevoie decât de un bol! Ce sunt alea? Ce scârbos! Hei, un bol! Stai, se pare că nu-l mai pot folosi pe ăla. Oare nu pot mânca direct din cutie? Pune cutia la orizontală ca în imagine. Apoi taie un dreptunghi din partea de sus, așa. După ce îl dai la o parte, ai obținut un bol. Funga de plastic chiar funcționează. Arată chiar bine! Nu uita de lingură! Hei, ai făcut singura asta? Și vrei să știi care e partea cea mai bună? Nu am vase de spălat după aceea! Wow, portretele alea sunt dificile, dar cred că m-am descurcat destul de bine! Mamă, ce zici? Oh, îmi place la nebunie! Ratele obezității infantile sunt nebunie curată! Alimente procesate? Doar de astea mănâncă Mindy? E rău? Niam, niam, niam! Oh, firimiturile! Fiu, ok, scumpo! Hei! Gata! Ce mai acum? De ce nu și-a luat o farfurie? Oh, 1, 2, 3! Mult mai bine! Mamă! Ah, prea mult ronțăit! Chestia asta e așa de bună! Ar trebui să închid ochii! Nu, se pare că ținta mea ar fi putut fi mai bună! Mindy! Adio, calm! Lasă ronțăielile! Gata! Hiu! Ce? Scuze, iar mi-am pierdut cumpătul! Scuze, scumpo! Mersi! Hei! Șt! De ce e mama atât de împotriva gustărilor? E de acord cu pictatul meu, totuși! După ce s-a colit cutiuța cu vopsea, umple-o cu siropul tău preferat! E gata! Arată vopsea și are gust dulce! Mmm! Fiu! Mindy! Hei! Nu pot să mănânci vopsea? Stai! Mamă, e sirop! Ce haios! Se pare că m-am enervat degeaba! Știu care e ținuta perfectă pentru diseară! Prea scorțoasă! Și mai rea! Super drăguță! Aoleu, se pare că am cam abuzat de mâncarea nesănătoasă! Nu, scăpăm de toate!
Nu, în niciun caz! Zahărul trebuie să dispară! Mamă! 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 Ce e? Îmi vorbește stomacelul! Tocmai ce-am scăpat de toate gustările alea! Știu! Un smoothie verde e fix ce trebuie! Arată bine, nu-i așa? Oh, mersi! Miroase ca un pârț! Atunci nu-l bea! Hei, păi și acum ce-ar trebui să mănânc? Gustările alea sunt încă bune, știi? Sunt toate ale mele! Salvarea gustărilor din gunoi! Ta-da! Aud doar o înțăială? Oh! Mindy, ai găsit toate gustările pe care le-am aruncat! Mult mai bine! Ronțăială plăcută! Bleh! Nu-i corect! Hei, mierea! Ar putea să meargă! E timpul să pregătesc ceva! Mierea îndulcește orice, nu-i așa? Și nici măcar nu-ți face rău! Trebuie să le amestec foarte bine! Super! Dar o avea un gust bun? Wow! Care a fost proiectul tău preferat? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10!